Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit! Emisiunea de astăzi va fi un fel de roller coaster, montanie rusă sau chestia aia care face, uite așa, avem foarte multe subiecte, doamnelor și domnilor. Domnul Albano, signor Albano, în exclusivitate pentru dumneavoastră, la exclusiv VIP, în câteva minute, o să aflați niște chestii absolut senzaționale de la el, plus că mergem în Dubai, în Florida, ne pregătim pentru vacanța asta absolut extraordinară. Până atunci însă, alături de noi, de la început, ca să știm că e bine, o să aflăm despre nuntă anului care este mâine, dacă este bine sau nu e bine, și o cutremurătoare previziune pe care a făcut-o Carmen Hara, care este alături de noi. Să rămână, Carmen! Te pup, vă pup, vă iubesc, ce face? Bine, ce faci? Uite, pe aici, prin Florida, cu vremea frumoasă, și mă gândesc la voi și abia aștept să ajung în România. Și sunt foarte fericită că vorbim despre tot ce se întâmplă în lume la ora actuală și în special de evenimentele din ultimele zile și cele care urmează. Perfect. Carmen, am câteva întrebări pentru tine. Prima dintre ele este legată de faptul că, doamnelor și domnilor, Carmen Hara a avut... A făcut un calcul și în urma acestui calcul a devenit limpede pentru ea și pentru cei care au ascultat-o că regretata, iubita, senzațională artistă care s-a numit Tina Turner nu putea să depășească această vârstă. Dar înainte de treaba asta, mai am o întrebare pentru Carmen legată de nunta anului, care este cea dintre Gina Pistol și Smiley, care va fi chiar mâine. Cu ce vrei să începem, Carmen? Hai să începem cu Tina Turner, pentru că toată lumea vorbește despre Tina Turner. Da. Și vreau să spun ceva foarte interesant. Deci noi, în codul ăsta divin ale vieții, avem niște cifre care simbolizează multe lucruri. Însă în codul ei era foarte evident că există o limitare la o anumită vârstă. Deci hai să vă arăt, nu știu dacă reușiți să vedeți fișa asta care eu am făcut-o de mână. Da, și vedeți că ea a născută noiembrie 28, 1939, 39 e 4, 26 este 8. Deci ea are o limitare la vârsta de 84 de ani, dar ea fiind cifra 5, cifra morții, nu poate să ajungă la vârsta de 84. Deci vârsta ei se oprește înainte de a ajunge la 84 de ani, dar având cifra 8, ea ajunge la 80 de ani în pofida tuturor bolilor, necazurilor de sănătate pe care l-a avut, că a avut cancer intestinal, a avut un atac cerebral. Deci a fost foarte bolnavă în ultimii ani și totuși, pentru că avea această cifră, care este planeta Carmei, care ne dă longevitate, a trăiește până vârsta de 80, dar nu ajunge la 84. Și foarte interesant, se găsea în anul 7, iar umanitatea în 2023 este cifra 7. Când noi intrăm într-un an personal care coincide cu anul universal, este ceea ce se numește un punct în destinul nostru și destinul nostru atunci poate să sufere o schimbare peste noapte. Deci pentru că ea a intrat în anul 7, am văzut asta și la regină cu cifra 7, deci iată că asta i-a produs de fapt trecerea în neființă. Dar să nu uităm că Tina Turner era un budist convins. Budismul crede în reîncarnare. Deci teoria numărul 1 a budismului este ne reîncarnăm. De fapt ea în ultimele ei interviuri din ultimii 2-3 ani spunea: sunt fericită cu viața asta, nu regret nimic, am avut tot ce am vrut, dar aștept viața mea următoare. Nu m-ar mira deloc și sunt sigură că Tina este, cum se spun, în viitor apropiat, un suflet care se va reîncarna și va reveni și probabil că vom avea din nou o solistă extraordinară. Ea a fost o cântăreață absolut de excepție, o personalitate care a marcat muzica lumii. Nu trebuie să vă mai spun că știți cu toții, regina rockului va supraviețui timpului, va trăi în timp și se va
este în corpul fizic, da. Da, minunat, cine nu a trăit măcar câteva minute minunate alături de Tina Turner, cu muzica ei, evident, a trăit de pomană, până una alta. Iată un calcul absolut extraordinar, care, din punct de vedere a energiei și a cifrelor care ne guvernează viața, arată 84, că... 84, vedeți? 84, da? Este anul în care ea nu-l atinge, deci ea moare înainte de 84, în anul 7, pentru că ăsta este anul ei fatidic, ea fiind de fapt cifra 5. Și cifra 5 este cifra, ca și Angelina Jolie, a oamenilor care trec prin multe căsătorii, multe încercări, multe probleme fizice, multe boli, pierderea celor doi copii, deci încercările foarte mari care s-au avut din cauza codificării ei de viață. Da, așa este, copiii Tinei Turner a murit în timp ce mare artistă era încă în viață. Bun, mergem mai departe, să avem și noi o veste bună, doamnelor și domnilor, pentru că mâine o să vedeți mare nuntă în România, undeva pe aici, prin preajma Bucureștiului. Gina Pistol ajunge acolo unde toată lumea i-a dorit, și anume în fața altarului, cu cel mai bun băiat din România, Smiley. Cei doi sunt deja părinți, sunt într-adevăr amândoi două expresii ale succesului. Ea în televiziune, iată, moderează emisiuni de mare succes. El este o mașină de succes, ca să zic așa. Ai datele lor, noi am mai vorbit, da, despre relația lor. Pe de altă parte, vreau să te întreb, că mâine se întâmplă căsătoria asta, și din punct de vedere al calculurilor pe care tu le faci, Carmen, și a calităților pe care ți le-a dat Dumnezeu, spune-mi cum vezi aceste lucruri. Deci, relația lor este extraordinară, pentru că este o relație karmică. El este un independent, un om care de asta se și însoară târziu în viață. E foarte greu să-l convingem pe Smiley să se căsătorească. Dar, dacă ne uităm la datele lor și le fac așa repede din scris, vedem că Smiley este cifra 1, iar ea este cifra 3. Dar Smiley are în anul vieții cifra 3. Când codul personal coincide cu anul vieții persoanei respective, vorbim de relații din alte vieți. Deci ei au o relație karmică. Relațiile karmice sunt cele mai intense, extrem de puternice, și trebuie să aibă loc. Deci e o relație foarte bună, e o relație extraordinar de importantă pentru amândoi, pentru că ei au niște lucruri care trebuie să le rezolve împreună. Și acest lucru se întâmplă, sunt perfecți unul pentru altul, și-au ales și o zi bună, pentru că nici eu n-am decât lucruri bune. Ea este o extrovertită, o fermecătoare, iar el este un independent foarte greu de dus la altar, dar iată că ea, datorită relațiilor karmice, este singura care l-a putut, atrage în viața ei și l-a putut duce spre o căsătorie, și va fi o căsătorie datorită ei extrem de fericită. Ea îl balansează, îi aduce exact emoțiile de care are nevoie și îl, îl farmecă în felul ei, pentru că ea este o splendidă. Deci iată că lucrurile merg extrem de bine în această căsătorie și toată lumea o să fie foarte încântată de acest eveniment. Foarte frumos. Carmen, în ultimele 2-3 minute trebuie să știm și nu trebuie să le desprindem de realitate. Emisiunea noastră are, dincolo de consemnarea faptelor mondene și atitudine, suntem într-o perioadă foarte complicată pentru România. Unii dintre copii n-au mai fost cam de mult la școală. Cu greva asta nu se mai lămurește lumea. Vreau să te întreb, din punct de vedere al calculelor tale, ce se va întâmpla în continuare? Că se schimbă, că nu se schimbă guvernul, că o să fie, dar există foarte multe voci care spun, domne, o să mai iasă după oamenii din învățământ, o să iasă și cadrele din zona de sănătate, o să mai iasă și unii și alții. Spune-mi, ce previziune, ce calcule, ce diagnostic ai tu în legătură cu ceea ce se va întâmpla în continuare în România? Lumea se exprimă, foarte multe revolte. Una din băncile românești o să colapseze foarte curând, în vară, în toamnă. Să vă așteptați să fiți foarte atenți unde vă țineți banii. Vorbim de asta pentru că este important factorul material spre binele vostru. Din nefericire, situația economică și nici politică nu sunt
suferă mutațiile majore pe care le așteptăm imediat, o să dureze o perioadă de timp, încet, încet eliminăm banii de hârtie, ne ducem spre electronizarea monedelor și pentru asta trebuie să fim atenți cum procedăm și unde ținem banii. Dar cel mai important lucru care îl vedem este dorința oamenilor de a se exprima. Și românul știe să se exprime și exprimă foarte bine când are o nemulțumire. De multă vreme mocnește ceva în România datorită nemulțumirilor care sunt la toate nivelele. Așa că să vă așteptați toamna asta, chiar sfârșitul anului, la niște revolte care au semnificația lor, care produc niște schimbări necesare, dar global mai avem încă de așteptat până ajungem unde vrem noi să fim și trebuie să schimbăm gândirea ca să schimbăm felul în care trăim și existența în sine. Foarte interesant, îi mulțumim foarte mult lui Carmen Hara. Așteptăm să vii în România să vezi. Vă iubesc, abia aștept să ajung să vă. Păi da, chiar te rog să vii. Doamnelor și domnilor, Carmen Hara a fost Casă de Piatră pentru Gina și Smiley. O să vorbim săptămâna viitoare despre acest eveniment. Îi mulțumim Tinei Turner, dar și lui Carmen Hara, pentru că este acolo și imediat vă arată prin calcule ce, cum și mai ales când. Mulțumim foarte mult, Carmen! Vă iubesc! Și noi, după pauză, ne întoarcem cu multe alte subiecte foarte tari, exclusiv. De ce am uitat să mai dăm? Dar nu că azi m-a hotărât, doamnelor și domnilor. Stau pe capul lui la bucătărie. Stau pe capul lui la bucătărie să văd exact ce se întâmplă aici, că este nesupravegheat, total nesupravegheat. Domnul Adrian filează aici, zici că e la poker niște prosciutto. Astăzi vom face o rulada de pui în mantie de prosciutto, umplută cu cașcaval afumat, vom face niște paste de casă, ravioli cu un sos aici marinara. Este puiul, ăsta este cu cel în velești. Da. Asta este cașcavalul afumat. Da, practic o, trebuie să ne iasă o ruladă de genul acesta. Asta e deja prima tură, da? Da, da, da. Pe care o dăm la cuptor jumătate de oră la 180 de grade. Noștri, aici este ceva de roșie care ferbe, ca să zic așa. Da, sosul nostru marinara pentru paste o să fiarbă mult și îndelung ca să-și lase aroma și gustul așa cum trebuie. Ai mai... Da, baconul o să-l băgăm împreună cu ricota, aceea o să fie umplutura pentru pastele noastre. Și asta este decorativ aici? Brocoli acela împreună cu niște cartofi dulci o să vină ca și garnitură pentru rulada noastră de pui, vom face și un sos de vin alb. Dar ce-i mai aici anunta lui Smiley cu Gina Pistol? Ce-i păi am zis să o luăm noi înaintea lor. Bă, la masă v-aș băga, ca să zic așa, Casă de Piatră de la copii. E vine, da. Exact, să vedem ce face și are niște chestii care efectiv o tulbură Anca Neacșu. Este un interviu absolut incredibil, îl veți vedea în următoarele minute. Nu uitați, mai târziu o să vorbim în câteva minute cu Signor Albano. Primul interviu, exclusivitate marca emisiunii noastre, primul interviu după ce Albano a împlinit 80 de primăveri. Sărbătorește în România, dar mai întâi vorbește cu voi până atunci Anca Neacșu și puțin rock cu un băiat frumos, fetelor, acum călare pe televizor. Cum este la noua ta căsuță? Cum te simți? Cum este? Este un zen foarte bun. Perioada asta, zilele astea mi-am terminat și grădina. Adică n-am terminat, mai am depus niște brăduți, copăcei. E o atmosferă foarte bună. Sunt foarte fericită că mi-am pus voaluri la terasă, știi? Am vrut să am voaluri. Cum vezi la terasele alea de pe malul mării, unde m-am întâlnit cu familia lui Cristi acum 2 ani, la plajă, seara. Știi? Voal. Mi-am dorit voal pe terasă, să vină vântul, să adie briza. Sunt bine cu... merge bine cu căsuța, sunt ok, e zen atmosfera. Și te descurci, ai apelat la un, nu știu, decorator de grădină, de casă sau ai făcut totul singură? Da, atât casa, toată lumea mă întreabă de casă. Da, am apelat la un specialist
un designer de interior pentru casă și pentru curte la un domn peisagist, domnul și cu echipa lui mare de 7-8 inși, care au venit săptămâna trecută și mi-au pus gazon, brazi, pietricele albe, dacă n-am cărat la pietricele albe, 30 de săculeți. Da, am apelat la specialiști, dar asta a fost prima dată, după care o să mă învăț. Eu am stat la bloc înainte și mama îmi zice, vine mama la mine și zice, Ancuța, căci Ancuța mă cheamă, ieși afară din casă la aer, ui că stau la casă, mamă, stai un pic să mă obișnuiesc. O să mă învăț și eu să-mi fac singurii, că nu o să mai apelez la peisagiști. Să învăț să cresc un pom, să ud, ce credeți voi, de două săptămâni ud gazonul continuu, dimineața, seara, mă ceartă, udați-l, da, mă rog. Care sunt lucrurile la care ai ținut cel mai mult, nu știu, în casă? Să ai o măsuță anume, o canapea anume și în grădină la fel. Ce flori ai preferat sau ce copaci? În grădină, păi m-am dus în ultima perioadă la toate, aproape la toate serele din jurul Bucureștiului. Îmi doresc, vă zic și vouă, un copăcel roz să am în curtea mea. Sau galben, sau un copăcel. Știi cum vezi în Grecia, când treci în vacanță, toată lumea face poze la copăcei aia roz. M-am interesat, se numește, că poate lumea nu știe, ca și mine, am aflat de curând, se numește floarea de hârtie. Mi-am luat, e mititic așa, și devine copăcel, depinde ce formă vrei tu să-i dai, cum o tai. Mi-am dorit foarte mult copăcel roz în curte sau galben sau, și abia l-am luat. Oalul meu! Sunt foarte mândră, măi! Ieri l-am pus. După care a venit ploaia și s-a distrus. Nu am copăcelul în poza asta, dar poate vi-l arăt data viitoare, când va crește. Ajung câteodată acasă și îmi dau lacrimile și îmi zic, mi s-a îndeplinit visul. Atâta mi-am dorit, 3-4 ani mi-am căutat, atâta mi-am dorit. Știi cum, am fost și acum un an jumate, când m-am venit cu Cristi sau nu știu cât timp, tot cu casa eram, deci atât de pornită, toată lumea ce mai lasă, ne împaci, vino nu știu unde, la ce petre, pun ușile, 11 uși, mă mai lasă, plintele, știi cum sunt... echipe de oameni și de muncitori la mine în casă permanent. Și am zis că nu vreau să vorbesc despre casă niciodată și uite că vorbesc. Mi se pare că ai slăbit foarte mult. Este așa sau nu? Măi, după cântar, pentru că m-am cântărit, dar cum am cântărit? Întâmplător, că mi-a adus mama un cântar. Eu nu mă cântăresc, nu merg la săli, la astea, nu mă pasionează. Deși ar trebui să orice om, eu îi admir pe oamenii care au grijă de ei și măcar pentru menținere, nu pot să mă țin de așa ceva. Eu fac sală pe scenă și singură, și solo și cu Asia, acolo dau eu toată energia și fac sport. În rest, nu-mi place... Și apropo, că mi-a adus mama cântarul ăsta, cu ocazia asta m-am cântărit, am 49 de kilograme, toată viața am avut 51, 52, maxim 54 și mi s-a zis că arăți la fel ca întotdeauna, dar în ultimele zile, într-adevăr, mi-a zis lumea, prea ai slăbit, n-am ținut nicio cură de slăbire, nu țin. Aseară mama mi-a adus fructe, zice, măi, tu nu mănânci un fruct, tu nu te vitaminizezi, ai ce să mănânci, mama e vecină cu mine. Uit toată să mănânc, poate de aia. Da, n-am ținut cură de slăbire. Apropo, de când sunt mică, sunt obișnuită să am foarte multe fructe în casă, poate de aia nu prea mănânc. Tatăl meu a fost, Dumnezeu să-l ierte, eu sunt din Tulcea. Pentru cine știe sau cine se duce des în Delta, atunci când intri în Tulcea, pe stânga și pe dreapta, până să intri în oraș, erau foarte multe livezi. Tatăl meu a fost director 11 ani acolo. La toate livezile alea, toate, acum nu știu dacă mai sunt, aveam permanent garajul plin de fructe, aveam acces la fructe, toată viața am fost cu lăzi de fructe, dădeam corcodușe pe stradă la toți copiii, la toți vecinii. Poate de aia nu prea mă ating, deși ar trebui să mâncăm măcar un fruct, două pe zi.
șapte, șapte, dragoste aproape. Trece la ultimul pahar, tot pe tine te vreau. Doamnelor și domnilor, Doru este cu noi, Red Pare. Și sau când Doru apare, imediat și o tipă mișto răsare. După cum ați observat, domnișoara, toată lumea de ce mă întreabă de domnișoară și nu mă întreabă de piesă nimeni. Ce se întâmplă cu piesa? Nu, piesa e frumoasă, eu știu că e frumoasă. Aici suntem de acord, nu avem ce să dezbatem. Dar domnișoara e și mai frumoasă. Nu, domnișoara la domeniu ei, piesa, aici nu avem discuție, e bună de cântat la vară, e numai ce trebuie. Da. Domnișoara. Bianca Stoican o cheamă, îi mulțumim că ne-a ajutat la videoclip și sper să mai colaborăm, să vedem. E antrenoare de fitness. Aha, pregătită. Deci, e fibră. Da, poate ia toată formația și o bagă în sală să ne antrenăm și noi un pic. Așa este. Ce mai ai făcut tu, Doru? Mergi din suflet bine, uite, muncim, venim cu piese noi, ne pregătim de vară, de concerte. Ceva surprinzător, recent, întâmplat? Surprinzător, recent. Stai că am multe întâmplări. Vrei să zic una din trecut? Fii atent, apropo de... Așa e, uite, m-a luat sănătul, așa. Apropo de de-a lungul anilor, am pățit de multe ori să mă confund de lumea cu alți artiști din muzica românească. Și tot vorbim de vară și mergem la mare și așa mai departe. Eram acum câțiva ani la mare și nu aveam tirbușon să deschidem o sticlă de vin. Na, tot om, ca oamenii. Seara bem și noi un pahar de vin, mai ales că suntem la mare în vacanță. Cu măsură, da. Cu măsură. Bun. Și cobor în fața hotelului, era un domn care avea de toate acolo, iau un tirbușon, desfac și ce, mă grăbesc, mă duc, continuăm pe trecerea. Bun, după care a doua noapte eram cu prietena mea și mama ei, fiate. Și coboară mama prietenei mele, că hai că mă duc eu mai repede, că nu știu ce. Bun, se duce doamna, se întoarce, vine înapoi, vai să vezi ce am pățit, ce ați pățit. Când cer și eu, fiți amabil, vreau și eu tirbușonul să deschid sticla, zice băiatul ăla foarte simpatic, zice, doamnă, v-aș ajuta din tot sufletul, dar aseară a venit băiatul de la direcția 5 și mi-a rupt tirbușonul. Da, se întâmplă, deci, să știi că și cu mine se întâmplă multe chestii. Da. Doamnelor și domnilor, uite, o să-l provocăm pe prietenul nostru, Doru, trage un număr. Aici un fel de ghicitoare, când soarele răsare, avem și o ghicitoare. 6 este cifra banilor și a dragostei în numerologie. Deci, băi, frate, am numai specialiști în numerologie și ieri și azi. Ia să vedem. Dați-o la o parte pe domnișoara blondă. Ce poți vedea cu ochii închiși? Eyes wide shut, cum ar fi spus Kubrick. Marea Neagră.
pam, pam. Păi e o părere, e ok. Poietul, așa a zis, doamnelor, visul. Da, hai mai trage una. E treabă, hai v-am spus vedem. Că fără poezie viața e pustiu. Nu, 10, uite, a vezi? Fost un elev de nota 10. Mai luam și 10 la școală. Bravo. Pune apoi? Pune acolo, ia. Așa. Apar noaptea fără să fie chemate, dispar dimineața fără să fie curate. Ispitele are dreptate. Hai să zic care e cea mai bună cale să învingi ispita. Să-i cedezi. Doamnelor, vă spune un om care a trecut prin viață, cum să vă spun? Asta adică, e. Auzi, fii atent că ceea ce spui tu se traduce, doamnelor, domnule, și ispita și ispita este o stea. Deci vezi, fiecare vede viața prin mintea lui. Eu mă când gândesc la mare? Ceva. De mâine, într-o săptămână, ziua mea și o să fiu fix pe plajă. Mulți 26 iunie. Nu. Mai ce e o lună, dar mulțumesc. Ta? Pe malul mării vreau să îmi petrec eu ziua. Da? Sunt născut în zodia racului și noi raci suntem cu marea. Fii că noi pe 26-27 suntem pe la mare. Poate da? Ne vedem. Cu drag. Chemăm cu emisiune. Cu frumos. Da, da. Mai, doamnelor și domnilor. Mai cântăm o piesă. Mai da? Când soarele răsare și Doru apare și avem de toate. Mulțumim, Doru. Și eu mulțumesc de suflet. Nu uitați că ne găsiți și pe noi, Red Parlament, Facebook, Instagram, YouTube. Avem niște filmări live din concertele noastre și le postăm acum pe YouTube, ne găsiți acolo. Foarte tare. Da, mulțumim. Revin din vina ta. Pregătim, dragi prieteni, pentru că în câteva secunde, minute, o să intre alături de noi Albano, care este într-un hotel mare din București, unde a ajuns chiar în această dimineață. Gândiți-vă că Albano este unul dintre sărbătoriții acestei luni. Pe 20 mai, Albano a împlinit 80 de ani. E foarte verde, a intrat deja în legătură cu echipa noastră, colega noastră Ștefania, se pregătește pentru un interviu cu Albano. O să vedeți exact despre ce este vorba. Albano cântă, așa cum v-a spus și Alina Sorescu, la București cu această ocazie. Aseara a cântat, a dormit o oră, dar n-aveți treabă. Domnul Albano la 80 de ani este verde, mai verde ca tine, mă. Ei, până gata, atunci. Doamnelor și domnilor, deci dragi doamne, dragi gospodine, dragi șefi, ce ai făcut aici? Explică. Aici avem umplutura noastră de care are ce are ricota are? Și practic, ricota și da. Bacon prăjit, da? Da? Pus da, aici. Da, crocant. Și acum? Îl vom băga în acest aluat de casă. Foarte simplu, decât făină, apă, da? Apoi cu acest cerc îi vom da și o formă. Așa. Cam acesta o să fie ravioliul pe care noi îl vom face astăzi. Îl băgăm în apă timp de 7 minute, apoi îl combinăm cu acel sos marinara. O să iasă o nebunie de gust. Foarte ideea bine. E că la această rețetă, de fiecare dată când facem ravioli, tot timpul aerul ăsta din jurul umplutorii trebuie scos afară. Și cum îl scoți? Îl rogi frumos. Da. Prin aceste mișcări ale mâinii. Am înțeles. Și apoi decât l-am tăiat. Doamnelor și domni, ar trebui da. Să o mai avem de asemenea de în posibilă legătură cu noi, pentru că, nu știu dacă știți, Dubai este țara aia extraordinară unde netul funcționează cel mai infect pe lumea asta. Așa că o să așteptăm să vedem dacă Roxana Marcu ne întâmpină astăzi de pe un ski jet. Mai devreme intrase în legătură, acum așteptăm că bițișorii, când ajung în Dubai și o iau un cap de păzgări enorm, să aruncă puf, și nu mai reușesc să prinzi nimic. Așa, până una alta, imediat intrăm în legătură, signora Albano se pregătește să vorbească cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor, într-o exclusivitate marca Prima TV și exclusiv VIP. Și vă mai recomand să citiți un interviu absolut senzațional astăzi pe pagina de media despre băiatul. Să vă povestesc eu. M-au întrebat eu. Da? Albano? Albano! Doamnelor și domnilor, signore, signori, în exclusivitate, Albano, să dăm legătura! I know it was recently your birthday. Happy birthday. How do you feel at this wonderful age, 80 years old? I don't know how, but I know I'm in great situation with healthy, and I'm sure the next 5 times 20 will be great. How did you spend your birthday? Do you make a birthday party? No, I have a concert in Verona, Arena di Verona, 10,000 people, and I make an incredible show. I was number one in the audience. How do you feel in Romania? I love Romania.
I really love Romania. I received my first letter from fans from Romania, and they write in the Poste Romina. I remember this one. I talk about 67, my first letter from Romania. But what do you like in our country? I see it's an explosion totale. Really incredible, and I enjoy it because when you know, you go out from one empire of Ceausescu, now you are in different moment, special moment. I hope everything will be a great result for your country, for your culture, for your people. But do you have food preferred in Romania? Mushi. Mici. Do you like mici with mustard? Mici with mustard, yes. And also several... It's your favorite food from our country, yeah? Yeah, I love this one, yeah. But you try sarmale? Also is good. I know you like the wine. Do you like wine from Romania? Listen, I remember one day in Arad, and they called me to go in one big winery. And I see in Arad this incredible winery, great wine, really great wine. And one day, I remember, was in 2003 in... the Pope from he invited me to go in the Romanian Vatican, and we spend some time good, and then they give me some white wine. Never I forget this kind of white wine. And they say, he told me, this wine we make by ourselves in I don't know where, but good, very good wine. Never I forget. We are so glad. And what do you prefer for our country? Food, wine, or woman? Listen, the wine is great. The country is great. The women is great. And I prefer to know everybody, enjoy it, to stay in this country. Are Romanians women beautiful? Yes, like everywhere, eh? Not only the Romania. Everywhere they have a good, special, intelligent women, and some women so. But in everywhere in the world. And I know you have a passion for sports. What can you tell me about it? Well, I enjoy it. The old Romanian people, they say, mens sana in corpore sano. That's mean the mind is great when your body physically is great. Yes. In Romanian we say, minte sănătoasă într-un corp sănătos. Bravo, complimenti. Do you still practice sport at this age? The sport, not like before, but I love to swim, I love to work, and I love to sing. It is also another kind of sport. How do you manage a live concert at this age? Normally, like yesterday, like 10 years ago, like 5 years ago, like in the from the beginning, all the time I enjoyed it because it's energy. Do you want to say something to Romanian people? Yes. State bene, pensate positivo, e la positività aiuta i popoli. Albano, doamnelor și domnilor, trebuia să fie aici alături de noi, așa cum stabilisem, dar este foarte obosit și l-am menajat pentru concertul pe care îl va avea la Sala Palatului, un concert simfonic. Aseară a cântat în Italia, a venit o oră, transport, doamnelor și domnilor, și era foarte, foarte obosit. Dar ce n-am înțeles eu, domne, din ce a zis Albano, este de ce n-a recunoscut, domne, superioritatea femeii române. Cum să spuneam, mă, în Romanul Balanț? Femeia română.
a opta minune a lumii. Mamă bună și amantă. Uite, așa ar fi zis și femeia care este alături de noi. Doamnelor și domnilor, Nuria se află alături de noi. Nuria, Nuri. Ciao, Cristi. Ciao, ma che fai? Bene, bene. Doamnelor și domnilor, ea o cunosc când era... Când era mică. De era atât de mică, doamnelor și domnilor, am fost la nunta Nuriei, ca să zic așa. Nunta din anul 2000. Am fost la nuntă, îl țin minte și acum pe Romica Țociu când cânta Aș da zile de la mine. Pe vremea aia, dacă cântai Aș da zile de la mine, era împachetată treaba, aia era treaba. Așa. O nuntă foarte frumoasă, în parc a fost undeva. În Herăstrău, ne-am plimbat cu Vaporașul. Nu știu, la Vaporaș, cred că eu terminam revista în seara aia, la Vaporaș am sărit. Sărit Vaporaș. Eram Vaporaș oricum la cap, doamnelor și domnilor. Uite, avem aici și pe Nuria împreună cu Mickey Mouse, deci lume bună, Aulă, ești vrăjitoare. Da, sunt mama vitre galbe ca zăpada, rolul care m-a consacrat. De altfel, aici era mama natură la spectacolul Smurfs Life on Stage. Aceștia sunt copiii mei, Sarma și Darius. Băiatul acesta câți ani are? 23 în septembrie. 23, doamnelor și domnilor, deci ea, în anul în care s-a căsătorit și am fost eu la nuntă, da. Ea a născut în... septembrie. Deci era ea însărcinată la nuntă. Da. Lucru pe care l-am spus eu în revista VIP. În exclusivitate. Dar am uitat și mi-a adus aminte mireasa mama, ca să vă dați seama că sunt bine. Altfel, dar mă mai trece nevasta strada de când în când. Foarte frumos. Uite aici, diplomă de excelență, Nuria. Colegii, copiii mei de la cursurile de actorie. Povestește despre copiii tăi. Ai mei sau cei de la actorie? Că toți sunt Da, începem cu copiii de la actorie, că îi avem acum în imagine. Da, uite, ei, fetițele au luat premiul întâi la un concurs de actorie. Aici, la care au participat. De asemenea, acolo sunt în tabără cu copiii, pentru că eu organizez tabere de creație și facem și actorie și pictură. De exemplu, acum între 10 și 14 iulie mă găsești la Breaza, dacă vrei să vii și tu cu copilul tău. Se spune tău că cel mai curat aer din România este la Breaza. Să știi că am ținut cont și de treaba asta, da, și de asta m-am dus la Breaza. Copii de 8-14 ani. S-ar încadra și David. Suntem în al nostru, domnul Tudor, este... Cine aici? Aoleo, e iubitul meu. Doamnelor și domnule, stai să terminăm copchii și după aceea spunem. Deci, 10-14 ani. Iulie, 10-14 iulie. Așa? Copii de 8-14 ani. Încă mai fac înscriere, așa că... Și ce fac ei acolo? Facem în fiecare zi cursuri de actorie. Ce drăguț. Cursuri de pictură, cu o doamnă profesoară, nu cu mine. Mergem la herghelie, mergem în excursie, ne pictăm artist. Facem carnaval. Așa? Deci, nebunie ce e foarte bine, doamnelor. Da. Domnilor, asta face Nuria. Pe de altă parte, ați văzut că o vedeți și pe scenă, care cu ștrumfii, care cu Mickey Mouse și cu alte lucruri. Doamnelor și domnilor, eu am auzit, am citit că de-aia am ajuns să port și ochelari, că la nunta ei nu purtam ochelari, eram și eu un om fără ochelari. Tânăr flăcău, chiar. Da, da, exact. Doamnelor și domnilor, tânăr fecior și eram fala munților. Că Nuria se va recăsători. E adevărat? Hai să zic că sunt ca și căsătorită. Păi nu te-a cerut? M-a cerut lângă el. Ne-am mutat împreună, locuim împreună. De câte vreme sunteți împreună? Ca și căsătoriți de un an și bravo, ceva. Bravo. De ce el? Pentru că este exact cum am visat eu să fie el. Adică el cum trebuie să fie? Uite așa. E rocker, așa am văzut că e cuplete. Doamnelor și domnilor. Da, în primul rând e inteligent. Ca să reziști lângă o femeie ca mine, îți trebuie mult creier și așa. El are. E frumos, cum îmi place mie, pletos, da-ți, mă, băiatul, mă, că e frumos și pletos. Motociclist. Ba, tu ești motociclistă? Cu el, acolo, lângă, nu. În ataș sau pe spate? În ataș. Ca în filme, Tom Cruise, bă, băiatule, așa. Când stătea Tom Cruise și Kelly McGillis stătea în spate. Take my breath away, o lași-o. Nu, aveam alt vis pe vreme, Lorenzo Lamas era. Lorenzo Lamas, bă, băiat. Mai ții minte, mă, pe Lorenzo? The Renegades, Lorenzo Lamas. Ai văzut? Plete, mușchi, niște... Vezi? Ia uite-l, doamnelor și domnilor. Mi s-au împlinit fanteziile din copilărie cu această ocazie. Așa, foarte frumos, foarte frumos, e regulă. Bun, deci v-ați mutat împreună? Ne-am mutat împreună cu pisică, cu copil, cu Salma, e și ea cu noi. Băiatul tău 23 e pe drumul. E pe...
Alice nu e în căsuța lui. Are și el un copil? Nu, el are o iubită. Adică, Petin, tu ești copilul lui. Aș putea fi, doamnelor, da. Și domnilor, e bine, e frumos, e în regulă, că dacă va fi o nuntă, va fi la biker. Exact, exact, cu motoare. Foarte, foarte tare. Despre copiii tăi, ce mai face băiatul care s-a născut și Onda Vestea și ce mai face și frumoasa domnișoară? Darius împlinește în septembrie 23 de ani. Este student în ultimul an la drept. Vrea să intre în magistratură, vrea avocat? Să... judecător vrea. Olelei, da, avem da, bine da. La judecătorie, așa? Uh-huh. Iar Salma are 13 ani și e în clasa a 6, așa cum, pentru că profesorii în grevă, e acasă și se joacă cu pisica și e... Uite, o fi rău sau e bine că e grevă? Explică-și bine. Este frumoasă foc. Da, este. Frumoasă foc, uite ce... Da. Ce porumbiță aveți voi acolo, da, foarte chiar, frumos. Chiar că da? Da. Foarte frumos. Uh-huh. Bun, 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 bun. Ia ce dorește să facă? Aveți un judecător și ce mai aveți? Ce o să mai aveți în familie? Să știi că ea are multe calități artistice, dar... Cine se seama cu maică-sa sau cu taică-su? N-am nici cea mai mică idee. Ea dansează foarte bine, a făcut balet și e foarte bună, desenează frumos, dar să știi că nu o atrag reflectoarele deloc. Lasă, nu că mai auzit eu de-astea și după aia, când își dă drumul, nu n-o mai oprești. Nu știu ce să zic. Da. Da. Ce vreau să zic... Voiam să mai spun așa. Zi, zi, repede, repede, repede. Acum, acum. Acum spun că eu fac cursuri de actorie cu copii. Așa. Și dacă sunt copii dornici să se întâlnească cu mine, să lucrăm împreună, de foarte mulți ani fac, nu de acum. Mi-au trecut vreo 500 de copii prin mână, Cristi, deci am terorizat deci mulți copii. Ești un fel de mamă eroină, da, așa. Da, da, da. Uite aici mama. Uite că da, era o poză măi, cu mămica mea care a împlinit de curând o vârstă rotundă. La mulți ani. Mulțumesc mult de tot și pe care o iubesc tare de tot. Foarte bine, tare, foarte tare, bine. Tare. Cred că și nepoții e topită după ei. Îți dai seama, seama, da. E bine, doamnelor și domnilor, este foarte bine. Deci 500 de copii la activ pe care îi are Nuria. Fac cursuri de actorie și fizic și online. Am copii cu care lucrez și din Austria. Și ce lucrezi cu ei în zona asta de actorie? Exerciții de actorie, exerciții teatrale, jocuri teatrale, texte, monologe, exerciții de dicție, foarte de improvizație, tare. Tot ceea ce înseamnă tainele meseriei de actor. Pentru că, iată, ai un bărbat care te împlinește, ca planul de viață este să fiți fericiți împreună sau aveți și planuri? Vrem să lucrăm... A, nu. Am întrebat și eu. La vârsta asta mi-am făcut treaba. Am oferit societății doi copii minunați, ia uite, mi-am făcut treaba. Ce era Mona Bădescu, câți ani avea când a născut? N-aș face așa ceva. 50? Da, știu, 50. Știu. 50. Eu încă n-am 50, dar chiar și așa tot n-aș face de copii la vârsta deci asta. S-a putut. Se poate, da. Da. Cum bun, se am înțeles. Poate. Deci s-au agățat ghetele în cui, cum se spune la fotbal. Așa, dar... Dar... Biker, nuntă... Da, vrem să ne... Să ne facem casă împreună, să ne luăm un ogar afgan, o pisică așa, sfinx, da. Un Maine Coon și să trăim fericiți chiar până la adânci bătrâneți și avem toate șansele pentru că semănăm foarte mult. Să știi că oamenii care se iubesc seamănă. Să știi că da. Și fizic, dar în primul rând e vorba de comun. Da. Omul e artist? Să știi că e. Păi dacă nu e artist, nu te-ar înțelege, e știi? E artist. Iar, el în primul rând mă înțelege că e deștept. Îl duce mintea, știi? Am înțeles. Da. Am înțeles. Vorba lui Florin Piersic, dacă merge trotineta, toate lucrurile pot să fie bine. Păi, spor la treabă. Îți mulțumesc, Cristi, mulțumim pentru foarte... invitație. Mi-era dor de tine. Și noi de ai tine. Ai rămas același domn pe care l-am cunoscut eu doamnelor acum 25 de ani. Doamnelor și domnilor. Domn adevărat. Cristian Brancu. Un domn, domn. Ce va... Să rămână, doamnă. Pupă copii. Stai acolo, stai acolo, că doamnelor, domnule. Ce-i dorim noi Nuriei? Nuri. Îi... Unde se pune accentul? E bine așa, Nuria. Bravo. Nuri. Doamnelor da? Și domnilor, îi dorim să aibă o stea pe aleea celebrității, pe Walk of Fame. Cum? O doamnă minunată, doamnelor și domnilor. Doamna Saveta Bogdan, care se află tocmai în Statele Unite ale Americii. Ia uite-o. Ce faceți, doamna Saveta? Ați coborât pe scenă? Plecați undeva? Ce faceți? Bună, cum se zice? Good morning! Good morning. La noi este dimineața acum, să știți. Doamna Saveta! Este dimineață! Eu știam că dumneavoastră știți good morning și mai aveți o replică și anume... Nu speak! Nu știa doamna Saveta așa, să vorbească? Nu speak English! Nu speak! Nu speak English! Da, foarte frumos! Doamna Saveta, cum mai speak? Da. Care mai e treaba?
Treaba este foarte bună aici. Mi s-a dat steluța aia care era în proiect de anul trecut. Dar nu de anul trecut, de acum 2 ani era în proiect. Și acum, dacă tot am venit în America, m-am dus și mi-am filmat-o. Și am pus-o pe, pe internet. Ați văzut-o, cred. Deci în ce localitate, doamna Saveta, sunteți cu steaua aia? Că este adevărată, nu-i ca alții care vin cu stele părâte vopsite pe aici, de sunt puse cu lipiți și după aia să scot aia dală de piatră. A plătit guvernul pentru piatra. Eu n-am plătit nimic, eu le-am cântat lor și le cânt și acum sezonul ăsta până în august. Treaba este că eu m-am apucat de grădină. Așa. Deci este în Green Lake. Green Lake. Da. Din ce zonă? Ca să știm și noi unde să venim, să ne pozăm cu piatra dumneavoastră, doamna Saveta. Păi să veniți să vă pozați, că a zis că steluța asta îmi rămâne toată viața, domnul Brancu. Doamna Saveta. Am întrebat, doamnă, cât steluța asta, cât rămâne aici pe mozaicul ăsta, că e scris numele meu. Mi-a zis, toată viața, doamnă, este pe alea personalităților, este Lacul Verde. Și am fost și am văzut-o și am fotografiat-o și am pus și eu să se bucure românii noștri, pentru că o româncă din... de la St. John's Bay, din fundul pământului, a reușit să aibă o steluță în Green Lake, unde e Lacul Verde. Să știți, domnul Branco, aici vin numai oameni foarte, foarte bogați. Aici vin numai vara, au vile, e Lacul Verde, lumea se recreează, adică e o chestie foarte frumoasă, să știți. Și da, mai ales și pentru mine este. Da, doamna Saveta, în primul rând vreau să vă știu cine v-a luat la dans. Am imagine în care voia cineva la dans. Aș vrea să știu cine e preopinentul. Că o fi apărut vreun pui de avocat american și acolo vă mai vă pe aici așa. Că dacă nu v-au dat steluță în România, v-au dat în America, poate vă supărați și dumneavoastră și ziceți, ia că m-a cucerit un Robert Redford de pe acolo, vreun pui de Brad Pitt, ceva. Să știți că nu m-a cucerit nimeni pe aici. Am dansat cu lume care este aici. S-a făcut dansul salsa. Și ce m-am făcut, dus, doamna, cu ginerii meu, m-am dus cu fata mea și am învățat și eu. Un, doi, un, doi, un, doi, un, doi. Doamnelor și domnilor. Și acolo, dar ei știu foarte multe, au dansuri, au concursuri. Asta e dansul, sunt dansurile lor pentru sâmbăta și duminica. Și am zis, hai să vin și eu, să văd și eu cum e. Doamna Saveta, dacă v-ați apucat de salsa acum, sunteți la prima tinerețe, pe cuvântul meu. Păi bineînțeles că nu mă las deloc. Cum? Uitați ce ouă frumoase am... De înălțare? Ia, vreau să văd ce ouă ați făcut de înălțare, doamna Saveta, că sunt convins că ați făcut înălțare. Ia uite ce ouă roșii minunate are, doamna. De unde ați avut vopsea, doamne? Că în București n-a mai fost vopsea roșie pe la magazine. Am făcut numai verde, galben și albastru. București întreg n-a avut ouă roșii. Eu am și roșu, galben, verde și albastru. Bravo. Uitați. Și ce i-ați dat americanului să mănânce de înălțare? Păi am dat și am făcut o plăcintă. Știți, domnul Brancu, că la noi de înălțare, Hristos a înălțat, la noi se plătește foarte tare, adică se ține foarte mult la această sărbătoare. Eu am împărțit aici, dar se uitau cam câși la mine. Ăștia nu știe ce înseamnă înălțarea, ou roșu. Mi-a zis genul meu, dar ce mamă mă, eu mai sunt copil. Mă, nu ești copil, dar la noi se sărbătorește, se ține cont foarte mult de chestia asta. Să știți, domnul Brancu, poporul român este un popor foarte credincios. Așa este, doamna Saveta. Dar foarte la ei... credincios suntem. Nu vă supărați, dar la ei nu se înalță. Păi nu știu, că eu când am dus luginem eu și m-am dus la domnul aici, la Bill, un vecin de-al nostru cu doamna Cati, a zis, ce e asta, ce? Am făcut și o plăcintă mare, le-am dus și o plăcintă așa. Trebuia să-mi păstrați și mie niște plăcintă, doamna Saveta, că om sunt și eu, pe bune acum, vreau și eu niște plăcintă de la dumneavoastră. Doamna Saveta, nu-și pic, dar vreau să știu când vă mai duceți la salsa, că am senzația. Dansați cu fata dumneavoastră sau cu cine erați acolo? Nu eram cu fata, erau doamnele alea care erau acolo și mă luau la joc să învăț pasul, să fac chestia. Auziți, dar nu le învățați dumneavoastră și pe fetele astea vreo horă, vreo sârbă, ceva, să știe și ele ceva meserie? Le-am spus, eu vă pun o sârbă acum, că eu m-am venit cu CD-uri la mine aici, zic. Mi se pare normal. Hai să vă pun la o sârbă, până la urmă o să-i pun eu la sârbă, ca în România, să știți. Și aia, doamna Saveta, păi dar nu-i punem noi pe americani ăștia la muncă? Păi ei se laudă cu salsa lor, care de fapt e indiană, e spaniolă, ce-i asta? Spaniolă, doamna Saveta. Spaniolă, ei, dacă vreți, vă luați pălărie de cowboy și dansați cum fac cowboy-a, cam asta-i treaba la ei pe acolo, să știți.
Da. Doamna Saveta, sunteți în mare formă, m-am bucurat foarte tare să vă văd. Văd că sunteți acolo alături de mai multe persoane pe Aleea Celebrităților. Bravo lor că v-au făcut. Atâta vreau să mai știu. Grădina din jurul casei, ați mai plantat ceva? Mai o roșioară, mai un castravecior? Am plantat, dar să știți, domnul Brancu, că a fost foarte frig. A fost frig și aici. Când am ajuns la Chicago pe data de 30 aprilie, era zăpadă, să știți. Și atunci ningea seara. Zic, băi, dar ce e aici, măi, Cătălina? Și eu, mamă, zic că vezi că ninge. Și atunci am pus și eu roșii, am pus castraveți, am pus dovlecei, am pus așa de toate. Băgați-le și un gogoșar, niște gogonele, ceva, că dacă tot vine Crăciunul la Chicago, măcar să aibă și ceva bun pe masă, vorba aia. Da. Le-am pus de toate, să știți, de așa, toate le-am pus. Așa le trebuie, doamna Saveta, așa le trebuie. Vă mulțumim foarte mult. Ce ziceți? Și eu vă mulțumesc, domnul Brancu, să trăiți, să trăiască toată lumea din studio. Le doresc sănătate, le doresc numai bine. De-abia aștept să vă văd pe toți. Mi-e dor de dumneavoastră, mi-e dor și de Oana. Sănătate, frumoasă, da, da, de Oana, mi-e dor de ea. Și de dumneavoastră. Să rămână, sunteți doamna... frumoși, aveți o căsnicie frumoasă și mă laud cu dumneavoastră, să știți. Și noi cu dumneavoastră, că sunteți un suflet absolut minunat. Și le-aș dori și americanilor să aibă un invitat la televiziune, cum este doamna Saveta. Doamna Saveta, vă pupăm și să le spuneți americanilor la cum stă treaba pe în România, că au senzația că ei au treabă, dar adevăratele petrece tot la noi să trag. Vă pupăm pe ambii obrași și vă așteptăm. Să fac, să știți, și încă o chestie mai am, domnul Brancu. Să stea liniștiți românii, că mă întorc în țară și că nunțile care le-am luat o să le cânt. Doamnelor și domnilor, doamna Saveta s-a dus acolo urma să vadă care mai e treaba cu americanii ăștia, dar se întoarce, că are treabă pe aici, pe România. Am vrut să-i verifice un pic, să știți. Da. Mulțumim foarte mult, doamna Saveta. E în regulă, situația e sub control, toată lumea este pe metereze. Vă pupăm, vă mulțumim! Vă iubesc și pe noi, toți, pe dumneavoastră. Să rămână. Îmi iubesc România, că e a mea. Îmi iubesc românii mei credincioși. Să rămână. A fost doamna Saveta. Îi mulțumesc și Nuriei. După pauză, ori mergem la Dubai, ori nu mai mergem. Doamnelor și domnilor, dacă era Albano aici, cu siguranță că efectiv înghițea în sec. Ăsta este sosul de... Da, ăsta este sosul nostru de roșii, sosul nostru marinara. Marinara? Da. Astea sunt ravioli. Ravioli noștri și acum îi montăm, facem o bază de sos, punem raviolul nostru umplut cu bacon și cu ricota, puțin ulei de măsline, busuioc. Și cam asta ar fi povestea cu pastele noastre. Spunea și maestru Albano, un bicchiere di vino con un panino, adică un pahar de vin și un sandwich bun. Doamnelor și domnilor, noi suntem pe plajă la Dubai. Ce se mai întâmplă la Dubai, în afară de faptul că sunt aproape 40 de grade și se moare de cald, în mod organizat? Prietena noastră, Roxana Marcu, s-a hotărât că după ce a vândut toată Londra la imobiliare, s-a hotărât să tabere și pe piața imobiliară din Dubai. Așadar, o avem alături de noi, se află pe plaja din Dubai. Știți că ăștia din Dubai au o rețea, v-am mai spus, să vă doresc ceva mai bun pe lume decât rețeaua din Dubai. Hai să vedem dacă o avem și dacă nu, cred că avem și un filmuleț, pentru că ea s-a dus acolo. Doamnelor și domnilor, iată, ea este, ia să o vedem, tu montează acolo. Da, Roxana! Bună, Cristi! Ce faci, dragă? Sper să m-am putut. Din păcate, nu am reușit să intru în direct. Da. Nu știu ce s-a întâmplat cu conexiunea, bine, nici nu mă miră, pentru că... Mă plimb cu jet ski-ul și semnalul nu este foarte bun. În schimb, vă aștept cu mare drag aici în Dubai. Fie să vă distrați, fie să cumpărați apartamente de la mine, de ce nu? Aici, de obicei, lumea vine să se plimbe cu ski jet-ul de luni până luni. Este o tradiție la ei, pot spune, printre localii. Pentru că fiecare localnic are cu siguranță un jet ski în fața casei. Asta pentru că ei se distrează foarte tare în timpul săptămânii, după ce termină munca sau după ce termină de numărat banii, că nu știu cât de mult muncesc ei. Cred că mai mult românii muncesc pe aici decât localnicii. Ideea este, Cristi, că astăzi mi-aș fi dorit foarte tare să discutăm despre multe lucruri frumoase care se întâmplă aici în Dubai.
chiar dacă eu în momentul de față fac naveta între Londra și Dubai, poate în viitorul apropiat o să petrec mai mult timp pe aici. Hai! Îmi cer scuze! De obicei aici când vrea un localnic să te salute, vine foarte aproape de zgigetul tău, îți zâmbește frumos, până care face niște cercuri în jurul zgigetului ca să te arunce de pe jet. Sunt foarte amabil, dar nu prea știu ei cu cine s-au pus. O să ne arăt imediat după ce termin filmarea. Ei nu știu că una dintre pasiunile mele este să merg cu jet ski-ul. Bun, revenind la ceea ce vă spuneam, iubesc foarte tare Dubaiul. Bine, Roxana, o să vă explic exact cum s-a făcut filmarea asta, pentru că e chiar în direct, dar atâta s-a putut. Ați văzut ce v-am spus? Asta fac. Nu. Deci dai cum așa ceva, trebuie să vă duc după ei, dar după ce termină de filmat pentru voi... Las că vin înapoi! Nu cred că vin înapoi! Vine lucrul așa, cel rău. Gata. Bun. Cristi, vreau neapărat să menționez faptul că foarte mulți români au căutat în ultima perioadă, că le-am oferit niște prețuri extraordinar de bune la studiouri, numai 85-90.000 de lire. Studiouri pe care le pot plăti în 3 ani sau 6 ani de zile, ceea ce este extraordinar. Și mă bucur tare mult că în felul acesta sute de români au cumpărat până acum de la mine apartamente. Vine cașca de localnici spre mine! Nu, trebuie să piară, Ia să vă, stai puțin. Nu știu dacă pot. Las că le arăt. Stai o secundă. Așa. Aha. Ia uitați. Îi vedeți cum se strâng ușor, ușor? Da, da. Da. Iar atunci când o femeie este mai slabă de înger, se sperie, se panichează, pentru că ei provoacă niște faluri în jurul schijetului și poți să cazi foarte ușor de pe schijet. Dar asta este plăcerea, când ieși în Dubai să te plimbi cu schijetul, trebuie să mai și cazi. Cristi, nu vreau să vorbim mult despre afaceri, pentru că toată lumea știe că Dubaiul este unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a investi. În schimb, vreau să vorbim despre faptul că merităm cu toții câteva zile de odihnă, câteva zile de distracție și Dubaiul este un loc potrivit. Așadar, vă aștept cu mare drag aici, vă pup cu drag și dor și abia aștept să vă revăd în România. De ce nu? Dacă nu ajungeți voi în curând aici. Gata, mă duc să mă iau la întrecere puțin cu localnicii, da? Da. Să-l arăt eu ce înseamnă o româncă adevărată. Vă pup cu drag. Doamnelor și domnilor, povestea acestei filmări o să încercăm. Uite, aici, pe legătura noastră VMIX, se află Roxana Marcu, care și-a dat seama că nu merge absolut deloc legătura. Ea este chiar în direct cu noi, poate reușim să o auzim cumva, ca să nu creadă lumea că scria TikTok acolo jos, dar noi, de fapt, aveam o filmare părâtă. Nu, ea chiar este acolo pe plajă, dacă ați văzut-o mai devreme. Ia, poate reușim să o vedem, măcar să ne auzim cu ea. Este adevărat, piața din Dubai este foarte bună. Ia! Hai mai încercăm o dată, hai cu Roxana de pe plajă, să vedem și noi. Este la telefon? Știți că în Dubai, deci WhatsApp-ul merge să scrii, dar nu merge să vorbești la telefon. Există o aplicație care se numește Botim, unde se poate vorbi, dar și acolo se prinde foarte greu. Cât privește telefonul, dacă vă deschideți datele mobile și sunteți la Dubai, înseamnă că sunteți multimilionar și, într-adevăr, nu vă plac banii în buzunar. Că am ajuns acolo și am uitat că am vreo 10 ore am lăsat datele mobile. Ia zi-mă, cât crezi că m-a costat? 100 de euro? Te-a dus? 100 de euro numai că am deschis gura. Comune? Spre 1000 de euro m-a costat fără să fac nimic. La modul cel mai serios? Nu râde! De atunci. Da, Roxana Marcu, ia însăși live, ce faci, dragă? Deci mă rog cu fimea, că eu eram dezastru. Am încercat să mă conectez de multe de tot și mi-a spus: mami, conectează-te de pe al meu, știi de ce am mers.
ce s-a întâmplat? Te-ai alergat cu oamenii aia pe apă? Nu că m-am alergat, dar ăsta este stilul lor. Mi-au povestit cei care închiriază schijeturi aici, că de obicei localnicii, când poartă o conversație cu o domnișoară, nu vin la tine să te abordeze cu, bă, știu și eu, fel și fel de cuvinte dulci. Nu, dacă te prind pe schijet, vin în jurul tău de câteva ori până când creează valuri, te aruncă de pe schijet și pe mă vin să te salveze, să-ți arate ce bărbați adevărat sunt. Foarte tare. Roxana, ce temperatură este acolo? Că acum știu că e destul de cald la Dubai. Da, sunt cam 37 de grade. Da, te ții bine, se vede că nu ești foarte bronzată, deci ai multă treabă. În ce zona Dubaiului ești acum și ce se mai vinde pe la Dubai, dragă, să aflăm și noi. În Dubai se vinde ca de obicei foarte bine absolut totul, nici măcar nu apucă dezvoltatorii să lanseze o nouă clădire, că deja au vândut totul în pre-launch, în prelansarea pe care o fac ei de obicei. Chiar eu când am venit în Dubai acum vreo două săptămâni, când am ajuns din Londra, am fost la prelansarea unui proiect unde toate studiourile aveau vedere către Dubai Marina și toți agenții mă împingeau, îmi dădeau coate, mă plipeau de perete, zic, Doamne, și m-am dus la o agentă și am lipit-o și eu de perete și am spus, fii atentă la mine. Dacă odată în viața ta mai faci așa ceva, ai curcatul cu mine, la care am spus, scuze-mă, dar trebuie să lansez garsonierele astea pe Facebook, pe Instagram. Zic, păi așa să călcați peste agenții, nu că așa se face. Și în acel moment, deci vreau să spun că am pus și eu pe Facebook un anunț, că sunt studior cu vedere la Marina, la numai 100.000 de lire, toată lumea a început să sune, vrem studiouri. În câteva minute s-au vândut toate studiile, nu de mine, nu numai de mine, dar de agenții care erau acolo. Cam așa merge treaba în Dubai. Foarte tare, foarte bine, Roxana. Ai de gând să rămâi acolo? O să stau destul de mult pentru că, din fericire, în acest moment cel puțin, tot ce se întâmplă mai bun în real estate are loc în Dubai. Și de aceea vreau să fiu în mijlocul la tot ceea ce reprezintă real estate acum. Pot să spun că și clienții mei din Londra au început să investească aici. Nu mai cumpără în Londra, pentru că am înțeles că întoarcerea investiției este mult mai bună aici decât în Anglia. Și tocmai de aceea m-am hotărât să petrec destul de mult timp în Dubai. Foarte frumos. Ce mai fac fetele tale? Fetele mele sunt foarte bine. Sunt fericite pentru că ele vin în Dubai de când s-au născut. De cel puțin 2-3 ori pe an veneam cu ele aici în vacanțe. Și iubesc acest loc. Adică ele aici se simt în siguranță. În Londra, din păcate, după cum bănuiesc că ați auzit, se întâmplă fel și fel de lucruri, nu mai este atât de sigură Londra cum era odată și pentru ele e mult mai bine în Dubai decât acolo. Foarte tare, foarte, foarte frumos, e foarte bine, doamnelor și domnilor, e frumos în Dubai, e cald, dar înțelegeți că se vinde și funcționează foarte bine. Deși tu, peste tot, ții legătura cu românii, nu ți-e dor să vii în România, nu e așa? Este dor, nu, Cristi, este foarte dor să vin în România, dar îți spun sincer, uite și cei de la Daniu cu care lucrez, de la Damax, sunt fel și fel de dezvoltatori care îmi spun, Roxana, hai să mergem inclusiv în România, să facem un roadshow, să facem fel și fel de întâlniri cu clienții tăi români, cu toată lumea și ne-am spus, zic, eu dacă merg acum în România, va trebui să stau cel puțin o lună, că România e mare, în România trebuie să mergi în fiecare oraș mare, să te ocupi de organizarea acelui eveniment. Durează. Nu am cum. Fiind mămică, full time, da? Mi este foarte greu să plec în țară, să mă întorc, le-aș rupe din sistemul lor de învățământ și e foarte complicat. Așa că prefer să petrec mai mult timp aici. O să vin, cu siguranță, vin. Nu știu când, dar vin.
Da. Poate n-au gustul să ajungem prin țară, pentru că ne e dor de, de familia noastră. Foarte bine. Roxana, mă bucur mult că te-am văzut, foarte tare. Să nu cazi de pe schijet, că nu știam că... Ce bine că nu m-am dat cu schijetul, nu eu neapărat, soția mea, când am fost pe acolo, că cine știe, apare cât un prinț ăsta al Arabiei. Să nu îl lași niciodată, nu-ți vine să crezi. Deci dacă eu îți arăt, nu știu dacă se vede pe fundal. Se vede. Deci pe fundal sunt vreo 30 de localnici care au venit cu bijeturile lor, da, proprii. Și asta fac, de se plimbă cum prind prada, pac, sar. Doamnelor și domnilor, e atac de rechin în Dubai, doamnelor și domnilor, ceva fantastic. Te pupăm, Roxana, mulțumim foarte mult, toate cele bune. Mulțumim. Am fost pe plajă în Dubai, revenim pe plaiurile mioritice, ne cântă ceva foarte frumos și după aceea mai aflăm câteva lucruri de la Lavinia Furtună. Mulțumesc lui Dumnezeu că te-am întâlnit pe tine și mi-a dat să trăiesc eu cea mai frumoasă iubire, să-mi bucur inima cu privirea ta de jar și să simt că viața mea nu-i trăită în zadar. Vreau să ne împărățim viața și să trăim sănătoși, să mă trezesc dimineața lângă ochii tăi frumoși. Vreau să ne împărățim viața și să trăim sănătoși, să mă trezesc dimineața lângă ochii tăi frumoși. De la tine am învățat ce frumos e să iubești om cu sufletul curat atunci când îl întâlnești. Ai șters lacrimile care mi-au ars inima de dor și vreau în brațele tale să stau până am să mor. Vreau să ne împărățim viața și să trăim sănătoși, să mă trezesc dimineața lângă ochii tăi frumoși. Vreau să ne împărățim viața și să trăim sănătoși, să mă trezesc dimineața lângă ochii tăi frumoși. Numai cu a ta iubire ai pus foc inimii mele, nopți albe de fericire privind la cerul cu stele. Numai cu răbdarea ta m-ai făcut să te iubesc și să știi că zi de zi de tine mă îndrăgostesc. Vreau să ne împărățim viața și să trăim sănătoși, să mă trezesc dimineața lângă ochii tăi frumoși. Vreau să ne împărățim viața și să trăim sănătoși, să mă trezesc dimineața lângă ochii tăi frumoși.
salutăm pe Lavinia, doamnelor și domnilor, cu care mi-a fost invitată la emisiuni pe vremuri de foarte multe ori. Bine ai venit! Bine v-am găsit, Cristi, vă salut și eu pe toți cu drag. Și uite, cred că v-am introdus așa într-o poveste frumoasă de dragoste. Pentru că cine cânti tu această piesă? Nu-i nimic mai frumos pe lumea asta decât dragostea. Să știi că o cânt pentru soțul meu, pentru că alături de el mă trezesc în fiecare dimineață. Doamnelor și mulțumim domnilor, lui Dumnezeu bravo. Că ne trezim împreună în fiecare dimineață și că suntem și că suntem bine. Versurile sunt făcute de Jenny Nicolau. Ea s-a gândit așa noastră, să... Da, sora frumos. Tuturor. Da, bun, s-a doamnelor, gândit să îmbrace așa frumos o poveste acum, de dragoste. Acum ea a trecut pe partea cealaltă, pe vremuri era invitată, chestii, socotel, comenta lucruri. Acum o văd la televizor, moderând acolo, prezentând emisiuni cu colegii. Acum e? Este să știi că îmi intru în rolurile la care sunt supusă, ca să zic așa, și fac cu foarte mare responsabilitate, poate de multe ori cu prea multă responsabilitate, că pun presiune pe mine, știi? Când sunt prezentator, sunt prezentator, când vin să cânt, vin să cânt, când e vorba de, nu știu, uite, de gătit, de intrat în bucătărie și acolo sunt foarte responsabilă. Domnul Adrian, dorești pentru... să vină invitată noastră? Cu mare drag. Da? Deci, el și-a dat doctoratul astăzi, trebuia să vină Albano, da. A știut cum gătește. Este el și n-a mai venit, da. Și a venit Lavinia, te rog frumos să o servești pe Lavinia, să te văd ce și ai eu, gătit. Eu ce trebuie să fac acum? Trebuie să dau note? Nu, smurdul chemăm noi, nu că ziceai ceva de doctorat sau de... Sinceră cu noi și să le spuneți. Deci, prezintă marfa de aici. Aici avem ravioli cu ricota și crispy bacon și un sos de roșii. Tu îți dai seama că, iartă-mă că te întrerup, îți dai seama că dacă știi că vin eu olteancă fiind, nu făceai raviola cu ricota cu așa? Mâncare de acasă de la bunica mea și nu mai făceam nimic. Făceai niște praz cu măsline, probabil. Și ne ieșea... din care ne-am născut. Eu tind să cred că este un mit. Adică deci, la mine doamnelor și domnilor, o să aflăm după pauză. Dacă Adrian mai e aici, înseamnă că a fost bine. Dacă nu, mai vedem. Mulțumim, Lavinia! Și eu vă mulțumesc! După pauză, tot ce are pe suflet, Marina Almășanu, apariție senzațională. Poftă bună! Atunci când îl întâlnești, ai șters lacrimi. Și domnul, numai această emisiune putea să vă ducă de la 37 de grade de pe plaja din Dubai cu Roxana Marcu către Crăciun. Doamnelor și domnilor, aș zice jingle bells dacă n-ar fi foarte cald afară. Doamnelor și domnilor, ajutorul lui Moș Crăciun nu este Merry Christmas, ci Marina Christmas. Bun venit! Crăciun fericit! Bună găsită, dragă! Bun! Toată lumea asta pe perioada anului, dar se mai pare o destinație exotică, deja a devenit un loc comun. Pe când în Laponia și încă și pe urmele lui Moș Crăciun în căutarea lui, nu cred că pornesc prea mulți, așa că m-am gândit eu să ies puțin, să sar din tipare și să vă invit la minus 15, minus 20 de grade Celsius, acolo unde mi-am petrecut eu câteva zile splendide. Și ce a rezultat? Ia să vedem dacă ghicești. Doamnelor și domnilor, inevitabil a rezultat o carte. Deja cred că cel mai prolific autor din România, după Andrei Pleșu, este Marina Almășan, în căutarea lui Moș Crăciun. Cred că domnul Pleșu în curând o să piardă ritmul. Nu se poate mai poate ține după tine. Câte cărți ai, Marina? Măi, aceasta este a 17-a. Ai, și lasă-mă să spun până nu uit, că la vârsta mea deja încep să uit. Mâine, la ora 12, deci la miezul zilei, o lansez în cadrul târgului de carte Bookfest. Cartea mea se numește În căutarea lui Moș Crăciun. Eu l-am găsit. Da, deci eu l-am găsit, am vorbit cu el. Poza aceasta este reală, nu este trucată. Este chiar am el. Am stat de vorbă cu moșul, da. Și la Bookfest o să îl invit să și fie prezent la lansarea mea. Deci nu e o glumă, acum chiar în ajun de vară, ca să zic așa. Moș Crăciun va fi prezent la Bookfest la lansarea Marinei Almășan. Mi se pare foarte tare. Marina, îți mulțumesc foarte mult pentru toți copiii din clasa... Oalele, da, mă, trebuie să fac ceva. Păi da. Da, mulțumim foarte mult. Pupăm. Acum ești mereu ocupat. Of, așa este. Marina, mulțumesc foarte mult. Noi am fost alături la lansări, la proiecte, cu siguranță. Pe de altă parte, am o știre bună pentru băiatul meu de acasă, care a fost contrazis de copii la școală că nu există Moș Crăciun. Marina l-a văzut, deci da, există, da? Da?
Există și este chiar foarte simpatic în carne și oase, îi primește pe copiii din întreaga lume, vorbește cu ei, știe saluturi, cred că în vreo 100 de limbi, doar salutul. Dialogul este în engleză, dar salutul este în... Mie mi-a spus bună ziua și după aceea când i-am explicat eu în engleză că urmează să deveniți copertă de carte, a căscat ochii și n-a înțeles bine și taman atunci Elena, colega mea, i-a făcut câteva fotografii și una dintre ele este aceasta. Marina, este adevărat. Super. Superb, mâine, dacă vă duceți la Bookfest, vă întâlniți și cu Moș Crăciun și cu Marina. Este adevărat că atunci când te-ai așezat pe genunchii lui Moș Crăciun ca să spui ce-ți dorești, ai zis: vreau să fiu alături de băiatul meu? Nu m-a întrebat ce-mi doresc, m-a întrebat când apare cartea, pentru că dialogul a luat-o cu tot o altă turnură, dar mi este porta, dar bine apuși, pentru că urmează ziua mea și mi-a promis Victor că îmi face o surpriză, nu mai face o surpriză, că știu că vine, dar va fi cea mai mare bucurie. Da, acum eu vreau să spun ceva, ce reținem din chestia asta este că, unu, Marina Almășan s-a uitat cu anumită nostalgie la transmisiunea cu Roxana Marcu pentru că era de la Dubai și după aceea extremele se atrag. Mama scrie de Moș Crăciun, băiatul pleacă în Dubai să lucreze, nu? Așa e, dar să știi că nu m-am uitat cu nostalgie. Acum e atât de cald acolo încât chiar nu-mi doresc. Poate să fie și fiul lui și mama mamei acolo, că n-aș merge acum în perioada asta în Dubai. Tot mai bună este Laponia și eu prefer, în general, prefer frigul, dar îl aștept pe Victor aici și sper că această prezență a lui în Dubai să fie așa, o experiență de viață, să o bifeze și să se întoarcă acasă. Da, totuși știu că el a fost alături de tine în China și în alte călătorii extraordinare. Mi-aduc aminte că am scris o prefață. Acum, cum a fost fără el? Cât de dor ți-a fost? Sau cum, cu cine vorbeai tu acolo în călătoria de documentare când nu mai era jumătatea, sufletelul tău lângă tine? Deci dor mare există, dar el este satisfăcut în fiecare zi, pentru că noi comunicăm video, comunicăm prin mesaje. Victor și Ana îmi trimit mereu noutăți din viața lor, știu exact unde își petrec timpul liber, pentru că în rest sunt amândoi în fața calculatoarelor, deci aici totul este o stereotipie, dar asta este, au intrat în ea, trebuie să joace, pentru că le aduce banii necesari traiului în Dubai. Deci și eu nu pot să spun că nu l-am văzut de foarte multă vreme. În schimb, acum când va veni acasă... Doamnelor și domnilor, o să fie bine când vine acasă. Avem probleme. Eu am înțeles, doamnelor și domnilor, hai că știu aici unde era, foarte frumos, pe JBR la Dubai. Este un loc foarte frumos, o promenadă. Aș fi vrut totuși să știu. Eu am înțeles că ziua Marinei e pe 15 august, nu? Este fals, pentru că ziua Marinei este pe 7 iunie, când e ziua Marinei Almășan. Așa că dacă reușim să vorbim cu ea în aceste ultime două minute, deci ziua Marinei e pe 15 august sau pe 7 iunie? Și ce se întâmplă de ziua Marinei? Vine domnul Iohannis la ziua ta cu sacoul ăla alb și cu papion? Deci ziua mea este și pe 7 iunie, și pe 15 august, și pe 8 septembrie, deci în toate aceste zile este ziua mea, deci mă puteți felicita copios. Dar tu știi, Cristi, sau poate încă nu știi, vine o vreme care nu mai ești atât de încântat că vine ziua ta. Adică parcă ai vrea să treacă mai mulți ani până să vină din nou ziua ta. Dar ne bucurăm, pentru că până la urmă ziua de naștere e un prilej de a te întâlni cu oamenii dragi și eu asta am de gând să fac cu colegii mei de la Rivali, cu Victor și Ana, care vor fi aici, cu fratele meu și familia lui. Poate voi avea și oaspeți. Mi-a promis și Georgica că o să vină de la Timișoara, deci o să am oamenii apropiați mie, da. Apropiați și la profi și la figură. Felicitări, Marina! 30 de secunde, te rog să-mi spui ce vrei să-ți aducă moșul de Crăciunul ăsta. Păi
Nu știu, acum știi, dau și eu în ceea ce mă enervează cel mai mult la invitații mei atunci când îi întreb ce vreți să se aducă și toți spun sănătate. Acum îmi dau seama că reflexul pavlovian este ăsta. Ce vrei să-ți aducă? Sănătate. Deci să-mi aducă tuturor sănătate, iar mie să-mi aducă niște călătorii din astea spectaculoase, ca să mai nasc niște cărticele. Perfect, trebuie să închidem. Și să mă bucur că funcționez, că mai pot în să parametri. Mai surprind, da, parametrii. Mulțumim! Marina, intră acum următoarea emisiune peste noi. Mulțumim foarte mult, felicitări. Mâine la Bookfest mergeți să o vedeți pe Marina și pe Moșu. Dacă ar fi fost Moșu aici, îl serveam și noi cu bunătățile alea, din care am mai dispărut câte ceva, întrucât am intrat în ele. Asta e, din păcate, ne sacrificăm tot. Ai scăpat, deci Lavinia Furtuna a mâncat și nu iese în spital. Mulțumim foarte mult, toate cele bune. Săptămâna viitoare cu mai multe surprize. Se apropie și de 1 iunie, nebunie. Weekend frumos.